Și vorbim din nou acum despre centrele de vaccinare pentru că iată și la Motru a început imunizarea populației. Pe lângă personalul desemnat pentru procedura de vaccinare, cărora li s-a alăturat jandarmii, polițiști locali și polițiști de la municipiu, au fost prezenți mai mulți cetățeni care s-au programat pentru vaccinare. Primarul Cosmin Morega îndeamnă populația să se vaccineze. După prima zi de la deschidere, în motru se vaccina sără 60 de persoane care au fost programate electronic. Prima persoană vaccinată a fost un bărbat de 74 de ani, iar cea mai în vârstă persoană vaccinată a avut 76 de ani. Printre cei vaccinați au fost mulți bolnavi, cronici. Niciun pacient nu a avut efecte adverse, toți stând câte 15 minute în camera special pregătită. Întreaga activitate de punere în funcțiune a centrului de vaccinare, care funcționează în incinta școlii catolice din motru, a fost coordonată de primarul Cosmin Morega. Edilul a pus la dispoziția personalului de la cabinetele medicale școlare, echipamente de la aceste cabinete, angajați ai primăriei, cât și poliția locală pentru asigurarea ordinii și pazei acestei locații. Într-un timp scurt, totul a devenit funcțional. Motru a primit în primă fază 30 de doze de vaccin, cu care pot fi vaccinate 180 de persoane, dintr-o doză fiind vaccinate 6 persoane.